Ce nu mă cunosc, mă numesc Apostol Cătălin și sunt membru columbofil la Asociația Județeană Vrancea. Particip la concursuri din anul 2009, cu o pauză în 2015, când am renunțat la porumbei din locația natală și i-am tot mutat până mi-am terminat locuința și crescătoria în locația actuală. Asociația noastră participă doar la concursuri de lungă distanță, fond și maraton, iar eu personal le prefer pe cele de o zi, deoarece consider că la etapele de a doua zi, porumbelul pe lângă inteligență mai are nevoie și de foarte mult noroc să treacă peste noapte și să vină acasă. Totodată, dintre aceste etape de prima zi, le prefer pe cele unde viteza porumbelilor scade sub 1200 de metri pe minut și fără condiții meteo extreme pe traseu, și doar pe acelea le iau în considerare pentru crearea unei familii puternice de porumbei. În decursul acestor ani am obținut câteva rezultate de top național și anume locul 1 național Asfont Tineret în 2014, locul 2 național Asfont Palmares 2019, locul 3 național Asfont Maturi 2014, locul 3 național Clubul Gold 2018, locul 4 național Asfont Tineret 2014, locul 5 național categoria C Fond Palmares 2019, locul 6 național Fond Crescători în 2014, locul 7 național Fond Palmares în 2014, locul 8 național Fond Palmares Crescători anul trecut în 2019 și locul 9 național Fond Tineret în 2018. Porumbeii pe care îi dețin și cu care particip la concursuri sunt din porumbei cu rezultate de la noi din zonă, de la crescători precum Moise Dinu, Rotaru Marian, iar în ultimii 2 ani am făcut ceva infuzii și anume mi-am adus un porumbel din Polonia, fiul din 2 porumbei olimpici la fond și maraton, și câte un produs reprezentativ din crescătoriile Cârciumaru Adrian, Predună și Purcărea, Șerban Pus Nicolaescu, pentru a îmbogăți materialul genetic actual. Dețin un număr relativ mic de porumbei, atât la reproducție, unde am în jur de 10 perechi anual, cât și la zburători, unde nu depășesc 50 de porumbei la începutul sezonului. Concurez la metoda văduviei, zburând până anul trecut ambele sexe, iar începând de anul acesta am luat hotărârea să joc doar masculi. Baza crescătoriei mele este femela Apașa, campioana națională Asfont Tineret în 2014, care s-a dovedit a fi și o foarte bună reproducătoare, fiind și mama lui Bucati, locul 2 național Asfont Palmares anul trecut și a mai multor porumbei cu etape de vârf. Chiar în weekendul trecut, la a treia etapă de fond Chel, unde eu am o distanță de 651 de kilometri, am obținut locul 4 pe clasamentul general din 2206 porumbei cu un fiu din ea. Toți puii pe care îi reproduc sunt fii și nepoți din minim un porumbel de top național, mulți dintre ei având 2-3 sau chiar toți 4 bunici în top 3 național. Consider că în acest fel, și deoarece reproduc un număr relativ mic de pui, îmi cresc șansele pentru a reproduce un porumbel de top. Folosesc destul de mult consanguinizarea, atât pentru porumbeii pe care îi opresc la reproducție, cât și pentru cei de zbor,
chiar îmi pun baze foarte mari pe câțiva incești, mamă, fiu, Apașa locul 1 național, Bucati locul 2 național. În perecherea porumbeilor o fac diferențiat, reproducătorii undeva în jurul datei de 15 februarie, iar zburătorii calculez în așa fel încât la prima etapă de fond să iau văduri cu 3 săptămâni înainte. În general, porumbeii cresc câte un pui, cei de la zbor, dar am încercat să-i văduvesc și direct de pe ouă și nu am văzut diferențe remarcabile în ceea ce privește sosirile. Cred cu tărie că atunci când ai un porumbel de top, nu mai contează foarte mult metoda de zbor, antrenamente, tratamente sau nu știu ce alte secrete cu ghilimele de rigoare. Amestecul de semințe pentru prânele porumbeilor îl fac eu după o rețetă proprie, folosind majoritatea semințelor pe care le găsesc pe piață, undeva la 20 ceva de tipuri. În sezon mai reduc în extra sezon și pe perioada iernii când porumbeii stau închiși, mai pe lângă o mâncare cât de cât bogată, mai adaug o cantitate consistentă de orzoaică. Nu schimb deloc mâncarea în timpul sezonului, nu folosesc mâncare depurativă sau de încărcare sau cine știe ce altă variantă. Consider că porumbelul trebuie să aibă la dispoziție o varietate cât mai mare de semințe pentru ca el să-și aleagă ce, în funcție de stare, ce vrea să mănânce. Pentru exemplificarea acestei convingeri, fac o comparație cu mine. Spre exemplu, dacă eu am masa plină cu de toate, nu mănânc aceeași mâncare în fiecare zi. Astăzi mănânc una, mâine mănânc alta, în funcție de ce îmi cere organismul sau ce am poftă. Și cred că și pentru menținerea sănătății porumbeilor, acest principiu funcționează perfect. Dacă starea lor de sănătate este bună, atât în sezon cât și în extrasezon, nu intervin absolut deloc. Nu fac tratamente de iarnă, nu fac tratamente în sezon, nu gen săptămâna asta de respirație, peste două săptămâni tricomonoză sau programul X, programul Y, absolut deloc. Dacă porumbeii sunt bine, nu intervin cu absolut nimic. Dacă porumbeii sunt bine și par sănătoși, nu văd de ce aș face un tratament pentru o anumită boală. Mi se pare un paradox. Chestia cu tratamentele preventive mi se pare cea mai mare tâmpenie, creată probabil tot de mari producători de medicamente. Consider că nu poți să previi ceva ce nu există efectiv. Adică nu poți să faci un tratament dacă tu nu ai boala respectivă în cușcă. Mulți ar zice că mai bine să previi decât să combați, dar prevenția nu se face prin tratament, ci prin eliminarea factorilor care ar putea declanșa o anumită boală. Foarte mulți consideră că dacă nu folosești produse, nu poți să faci performanță. Eu vă spun sincer că am făcut performanță fără să dau absolut nimic la porumbei și, după cum am spus și mai devreme, trebuie să ți se nască porumbelul de vârf. Eu pe ăla îl aștept și chiar dacă de multe ori după o etapă mai proastă sunt tentat să încep să le dau și eu câte ceva, sper să mă pot abține și să nu pic în acest miraj care cuprinde cât tot mai mulți columbofili. Da, un produs sau produsele te pot ajuta să ai sosiri mai legate la o etapă mai ușoară, să-ți zboare porumbeii mai mult fără să coboare la apă sau, eu știu, să iasă a doua zi afară după etapă și să zboare ca și cum nu a fost. Dar mi-e greu să cred că te poate ajuta să ai sosiri de vârf de la 3-5 etape și să mai faci un palmares bun. Este doar opinia mea, iar cei care ascultă nu trebuie să o ia neapărat de bună, dar să se gândească de mai multe ori înainte să dea bani foarte mulți pe produse și să-și verifice cu atenție compartimentul de reproducție. Așadar, la pui nu fac tratamente decât dacă identific o problemă și asta individual, iar ca vaccin folosesc paramixovacol pentru paramixoviroză de când mă știu și asta fără un tratament, un program de tratament înainte sau și deparazitarea intestinală cum scrie la carte. La zburători, pe lângă o hrană cât mai bogată cu putință, folosesc minerale
vitamin mineral, ceaiuri naturale și produse apicole, acestea din urmă, în principal, la sosirea din concurs. Consider că cel mai important recuperator este la îndemâna oricui și fără costuri, adică odihnă. Antrenamentele zburătorilor le fac atât în jurul crescătoriei, crescând progresiv timpul de zbor, cât și prin lansarea de la anumite distanțe până la începerea etapelor de concurs, dar și între etapele de concurs. Până nu de mult, făceam doar antrenamente individuale, dar în ultima perioadă lansez în stol, fără o anumită justificare, poate doar datorită timpului pierdut la lansările individuale. Puii îi antrenez în anul nașterii prin 4-5 antrenamente, până la 100 de kilometri, după care îi las să se odihnească și îi zbor în sezonul următor. Nu fac selecții la mână, ci doar pe baza performanțelor în concursuri. Planul asociației noastre cuprinde în medie 5 antrenamente, până la 230 de kilometri, după care porumbei merg la prima etapă de concurs, fond, unde eu am în jur de 580 de kilometri. Toți porumbeii participă la cele 5 etape de fond. Pentru prima etapă de maraton îmi fac o echipă de 5-10 porumbei, în general maturi, dar nu din porumbeii care clasează bine la fond. Iar dacă aceștia fac vreo surpriză, merg în continuare la maraton, iar dacă nu, îi întorc înapoi pe fond să nu strice joc. Nu am o regulă în ceea ce privește motivația înaintea îmbarcărilor pentru etapele de concurs. În general, în funcție de cum îi simt, le arăt sau nu partenerii înainte de îmbarcare. La sosire, în general, găsesc partenerii și îi las împreună pe boxă circa o oră, două. Pentru echipă, mizez pe porumbeii care au făcut rezultate în anii precedenți sau la etapele anterioare și doar atunci când nu am alternativă, aleg porumbeii care mi se par în formă la momentul respectiv. Consider că simțul, flerul în columbofilie are un rol foarte important. Eu nu am un program anume nici în sezon, nici în extrasezon și de multe ori, atunci când urc la ei, mă hotărăsc un program pentru ziua respectivă. Vă prezint primul meu porumbel de turn național. Femela Apașa, seria 0227-28-2013. Deci a fost campioana națională în 2014 la Aspon Tineret, cu 91,5 puncte penalizate. Ca și origini, tatăl este de la Rutaru Maria, un porumbel cu ceva sânge de vambruie. Iar mama este o femeie zburată la noi în zonă, cu 4 puncte penalizare în două etape, un fond și un numeator. Al doilea porumbel de top național, Bucati, cu seria 900-30-40-2017. Locul 2 național Asfond, palmares 2019. Locul 3 național Club Gol 2018. Locul 4 național Asfond Tineret 2018. Locul 5 național Fond Palmares 2019. Și locul 9 național Fond Tineret 2018. Ca și origin, tatăl lui este nepot din Super 61 Moise Dinu, iar mama este campioana mea la Asfond Tineret, la Paș. Al treilea porumbel de top național, Tardiva, locul 3 național Asfond Maturi 2014, 50 de puncte penalizare. Este o femeie achiziționată direct de la Rotaru Maria. Tatăl ei având 4 puncte în două etape de maraton, 916 km. Un alt porumbel cu rezultate la mine în crescătorie, ăla micu, 0356487-2012, în scol. Locul 7 național Fond Palmares 2014, 65 de puncte penalizare. Este tot un mascul 100% Rotaru Maria. Un porumbel cu rezultate la mine în crescătorie, El Nino, 510023-2016, ascult, locul 17 național, Asfond Palmares 2019.
ca și origine, este nepot din 3 campioni naționali, Apașa la mine în crescătorie și 2 porumbei campion național la UCP, la Stoica Vasile. Și al patrulea bunic este Alamicu, locul 7 național la Fântalmares, 2014.